Așa cum am mai spus și el, nu există zi de la Dumnezeu în care să nu primim vești despre fosta și actuala sau actuala și fostă uh, familie și joacă. Acum aflăm că domnul Silvestru a fost uh, condamnat printr-o hotărâre definitivă, e adevărat cu uh, suspendare, dar a fost condamnat uh, practic penal. Pentru ce? Pentru că a apărat-o pe Diana Șoșoacă, dacă vă amintiți, atunci când ea a fost supusă unui soi de agresiune din partea unei jurnaliste din Italia. Și când, de fapt, s-a făcut, s-a creat o întreagă regie ca Diana Șoșoacă să fie culpabilizată. Ei bine, soțul înjurat astăzi de Diana Șoșoacă a sărit în apărarea ei și acum este sancționat penal.